5 metri de pământ au dat naștere unui scandal între un preot și proprietarul unei case din Răchiți, comuna Runcu. Părintele, fără frică de Dumnezeu, îl amenință pe proprietar că îi va demola casa dacă nu-i dă un teren cu ieșire la stradă sau dacă nu-i plătește o răscumpărare de 20.000 de lei. Este un plan al schițelor cadastrale. Iar acest părinte beneficiază că s-a făcut o suprapunere și a venit și a bătut niște puncte de repere pe aici și vor să dărâme această casă. Aseara a venit la mine și mi-a cerut 200 milioane bani, banc faptic care i-am adus ca să-i dau. Deci dumneavoastră de fapt v-ați întâlnit... cu domnul ca să-i dați bani. Să-i dau bani, pur și simplu să-i dau cele 200 de milioane. Uitați, aceștia sunt banii. 200 de milioane pentru ce? 200 milioane să mă lase să nu tulbure posesia. Preotul Ciprian Stoichin a mers sâmbătă la Răchiți să ceară bani de la proprietarul casei. Slujitorul domnului a mai fost implicat și într-un scandal sexual. Consilier al arhiepiscopului Tomisului, Ciprian Stoichin a fost șantajat la rândul său în urmă cu un an de doi teologi cu o înregistrare în care apărea în timpul unei partide de amor cu o femeie. La vederea camerelor de filmat, preotul a fugit uitând de banii. Ce veniți cu ceapca? Ce crezi că mi-e frică de tine? De ce fugi, frate? De ce nu vii să ne rezolvi problema? Că de-aia veniți aici. Nu vin, avem deja tot asta. Avem tot. De ce fugi? De ce fugi? De ce fugi? Vecinii consideră că vina aparține angajaților de la cadastru și că preotul vrea să profite de această încurcătură pentru a-l stoarce de bani pe proprietarul casei. Părintele vrea neapărat ține să ia pământul din oborul respectiv. Ceea ce nu-i corect, fiindcă omul a cumpărat prin acte. Că s-a măsurat atunci pe la ruletă, a fost alte timpuri. Acum a venit GPS-ul și s-a suprapus. Nu trebuia cadastrul să dea o suprapunere de teren. Conflictul durează de un an de zile, iar vecinilor le este frică să nu fie și ei afectați de greșeala din cadastru. După noile măsurători cadastrale, toți cei care au teren în acea zonă trebuie să-și mute granițele cu 5 metri. Cei care au făcut să-și răspundă la de ce au făcut. Eu așa consider. Eu nu pot să am, n-am nici bani, n-am nici situații care să zic că gata, am cumpărat, să mă despăgubească dacă cumva... Eu altceva ce să spun? Constructorul caselor și implicit cel care a realizat cadastrul spune că va merge în instanță pentru rezolvarea problemei.